Vara din septembrie arde câmpurile, iar soarele pune la pământ hectare întregi de vegetație. Pe cei care încă nu au cules porumbul îi așteaptă zile negre, în condițiile în care arșița va continua și în zilele următoare. Grădina e uscată, câmpul uscat. Da. S-a apucat să culegeți ceva? Porumb ceva? Porumbii n-am apucat, da? Cui culegem? Sunt uscați, nu s-au uscat? Ba, s-au uscat. Asta este ce mai rămâne din recoltele de porumb adunate în această toamnă. Oamenii văd cu ochii lor cum în grădină se stafidesc legumele, iar pământul se usucă sub temperaturile caniculare de vară prelungită. Sunt îngroziți că toamna săcetoasă va usca strugurii. Efectele încep deja să se vadă în vii. E uscat tot câmpul, dar acum e de trefope, vorbesc pe plaia de plan mici. Ați apucat să culegeți porumb? Nu, porumbul da. Porumbul da. Strugurii, vii acum e. Tot uscat așa. S-au uscat tot și struguri s-au pălit tot, s-au făcut praf. De când a mai plouat, doamne? Da, eu mai țin minte. Ce să mai salveze? Că roșiile văzui la prietena asta mea că deja s-au uscat. Deci nu mai ce să mai salveze acum. În câteva zile va începe și semănatul grâului. Iar dacă cei care culeg acum roadele câmpului mai pot salva ceva, producția de grâu de anul viitor ar fi cu adevărat compromisă, în cazul în care nu va ploua deloc. Din păcate, pentru culturile care se vor semăna în toamna anului 2011, este o perioadă dificilă pentru că lipsește umiditatea în stratul superficial al solului. Sperăm că vremea se va schimba în curând și că vor veni acele ploi atât de necesare pentru campania de toamnă. Veștile proaste nu se opresc aici. Meteorologii anunță că cel puțin în următoarele 3 zile vom mai avea parte de temperaturi caniculare.